Patronii teraselor din centrul vechi au fost luați în vizor de protecția consumatorului. Au fost controle pe bandă rulantă. Colega mea, Carmen Gheorghe, are mai multe detalii despre acest subiect. Carmen, bună ziua! Ce au descoperit inspectorii ANPC? Bun găsit, Livia! În urma controlelor, echipele de la ANPC au găsit în bucătăriile restaurantelor produse expirate, echipamente pentru gătit vechi, murdare sau chiar ruginite. În același timp, mai multe produse alimentare nici măcar nu aveau etichetă sau data de expirare scrisă. Coșurile de gunoi nu aveau capac, plăcile de faianță erau sparte și în mai multe situații, în bucătării, comisarii de la ANPC au găsit și gândaci. În unele cazuri, mesele la care se așezau clienții erau șterse cu aceleași prosoape cu care se ștergeau pe mâini și angajații. Cornetele de înghețată erau lăsate afară și tocmai din acest motiv erau pline de praf și nu ar mai fi trebuit să fie vândute. În urma acestor nereguli, inspectorii de la ANPC au dat amenzi în valoare de peste 538.000 de lei. În total au verificat 82 de restaurante de aici din centrul vechi. 22 dintre acestea au primit doar un avertisment, însă pentru 23 de restaurante s-a impus măsura opririi temporare. În unele cazuri au fost închise doar bucătăriile, dar există și situații în care comisarii de la ANPC au decis să închidă total restaurantele până la remedierea problemelor.